Bogdanie, ne băi de cască, tu stai în cufe. Cunoscutul alpinist Cornel Galescu învață pe copiii care iubesc muntele să se descurce în situații limită. Timp de o săptămână, copiii cu vârste între 7 și 15 ani învață ce este aventura și cum trebuie respectat muntele. Deci în cadrul taberelor noastre, care se cheamă Săptămâna de Aventură, avem mai multe excursii. În cadrul unei săptămâni de aventură avem cam 3 excursii, avem exerciții în parcul de aventură, cățărare pe panou, mers pe poduri suspendate, tiroliană, chiar în după amiaza aceasta o să mergem la tiroliană. Este unul dintre cele mai apreciate exerciții de către copii. O să vedeți că o să vă placă foarte mult. Și zic eu că echipa pe care am format-o, cu Răzvan, cu Dani, cu Codruța, cu George și cu Ane, ne-am obișnuit în lucru cu copii și fiecare dintre noi știm ce avem de făcut. Ne împărțim așa cum trebuie lucru și întotdeauna reușim să avem o relație bună cu copiii, atât în timpul taberelor, cât și după tabere. Ne face plăcere să ne mai întâlnim prin oraș sau prin diverse locuri și să mai povestim. O să ținem legătura? Da! Da? Bun. Da. Ne trimiteți, aveți mail-urile noastre, da. Și o să ne spuneți ce ați făcut vara asta până începe școala. Fiecare de pe unde îi. Unde plecați? Mai mergeți undeva? Da! Da. La țară? Italia! Italia? Turcia! Turcia! Mergem în Turcia? Hai de cap, hai să vedem! Mergem în toată lumea? Hai să vedem! Italia, Turcia! Cipru! Cipru! Care merge mai departe? Spania! Croația! Croația! America! Washington! Merge acasă! Reșița, America. Mai vine un turist, e cu noi? Aici se face brânza. În poemile astea sunt ban cu oi și aici se face brânza. Și uneori există și brânză mișcătoare, uite. Clubul Montan Caransebeș respectă tradiția și anul acesta invită pe părinți să-și trimită odraslele într-o tabără de neuitat timp de o săptămână la poalele munților Țarcu. Programul pregătit micuților de Coco Galescu și ceilalți oameni ai muntelui cuprinde drumeții montane, inițiere în alpinism, jocuri și concursuri, tir cu arcul, tirolină, piscină, foc de tabără, TEP indian, noțiuni de geografie zonală, elemente de salvare montană, orientare turistică, rapel, escaladă pe stâncă și pe panou și multe alte surprize. Bun, aici ne aflăm la Poiana Dobreasca, da? La o altitudine de aproximativ 1000 de metri. Am urcat de jos de la drum, 400 de metri diferență de nivel, și avem un peisaj foarte,
frumos aici. Undeva în, spre est, încolo, sunt munții Țarcu, acum sunt un pic acoperiți de nori, dar îi bănuim dincolo de, de nori. În partea de, de nord este Muntele Mic, cu înălțime de 1806 metri. Și vedeți două confluențe, două văi care se întâlnesc acolo jos. Acolo jos este pensiunea Ioana și locul unde, este locul unde se întâlnesc două pârâuri, pârâul Cuntu și pârâul Sebeș, sau pârâul Craiu, cum mi se mai spune în zonă. Împreună se unesc și formează râul Sebeș, care râul Sebeș se varsă în Timiș, care râul Timiș se varsă în Dunăre, da? Bun. Tipuri de copaci pe care i-am văzut în, în excursie. Hai să vedem cine, cine știe. Uite aici ce vedem noi în, în partea asta. Copaci ăștia cu, cu scoarța mai albă. Cum se cheamă? Fag. Nu? Mesteacăn. Asta e mesteacăn, da, foarte bine. Am văzut și fag. În pădure am intrat, de fapt am mers prin pădure de fag. Și vine din loc în loc am văzut și brad. Da? Bun, ce mai putem întâlni aici? Stejar, pin. Du-te la foc. Hai, tia! Hai, tia! Hai, tia! Uite, mai Ioana, cum o fac drept. Până sus. Au, au, au. Ar copă du-te. Ioana! Panoul de cățărat, plasa de Păianjen și piscina din tabără sunt printre preferatele copiilor, iar seara urmăresc cu atenție expedițiile lui Coco Galescu în Himalaya, anzi Alaska sau Polul Nord. Hai, așa, bravo, hai! Hai, hai, pune piciorul, pune piciorul! Hai, hai, așa! Uite la portocaliul ăla, încearcă să duc! Hai! Hai, așa, bravo, ai văzut de mare. Hai, pune picioarele. Albastru, deasupra lui. Așa, bravo, hai, pune picioarele. Urcă mai sus cu picioarele. Copiii care au coborât deja de pe munte susțin că merită și că a fost o vacanță de vis, mai ales că nu au lipsit răznăile specifice copilăriei și taberelor. Hi, Ryan!
aștept pe Domnul. Hai, du-te. M-am dat drumul jos, așa că... One, two, three, four! De ce plâng chitarele? S-au răcit sarmalele, arduș și fripturile, am plecat să ne distrăm. Programul se intitulează Săptămâna de Aventură și cuprinde mai multe activități, printre care drumeții, cățărare pe panou, aventură în parcul special amenajat, cățărare pe stâncă, lecții de geografie, de orientare turistică, de ecologie, tiroliană, rapel, avem și piscină de not aici. Și încercăm să gândim acest program în așa fel încât copiii să plece cu cât mai lucruri, cu cât mai multe lucruri bune, cât mai multe lucruri frumoase și utile pentru viață. Aici în tabără la noi copiii învață să se descopere. Noi suntem fericiți să vedem că acești copii care nu se cunosc întru totul își descoperă noi și noi calități. Și în afară de aceste aspecte, ei ajung să comunice, să lege prietenii. Suntem extraordinar de impresionați de ce s-a întâmplat aici. De fapt, este ultima seară, mâine o să plecăm cu toții acasă și am trăit într-adevăr o aventură. Tabăra se numește Săptămâna de Aventură și a fost o aventură și pentru cei mici și pentru cei mari. Activitățile au fost inedite. Pleacă de aici copiii mai sănătoși, mai bogați și din punct de vedere intelectual au învățat lucruri deosebite, s-au întâlnit cu Coco Galescu, pot să spun că îl iubesc, toată perioada asta au strigat după el în permanență, au pus tot felul de întrebări legate de munți, legate de alpinism, legate de sport și de cultură generală.